Luni seara, Biserica Fundeni era plină la refuz cu pachetele aduse de mușceleni pentru a-și ajuta semenii. Marți dimineața, acestea au fost încărcate și transportate în comuna Boțești, în parohia din satul Greci. Aici au fost împărțite celor care au mai multă nevoie de ele. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Argeșului și Mușcelului, astăzi, 17 februarie 2020, s-a strâns colecta de iarnă a Bisericii Fundeni împreună cu alte parohii care au mai răspuns chemării noastre, parohia Oprești și parohia Cândești, chiar și parohii din Câmpul Lung, care au putut trimite haine, încălțăminte, rechizite, alimente și detergenți pentru ajutorarea multor familii, peste 100 de familii din zona parohiei Greci, în sudul județului nostru. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care se implică în ajutorarea celor nevoiași și mai ales pe cei care au nevoie și care strigă după ajutorul nostru. Să fiți cu toții purtați în grija lui Dumnezeu. Oamenii din satul Greci au primit de la mușceleni haine, încălțăminte, produse alimentare neperisabile, rechizite, jucării și aparatură electrocasnică.